Pe platoul Curții Domnești vom avea în acest weekend expoziție cu vânzare de flori și un festival culinar mediteranean. Pentru asta, Camera de Comerț și Industrie Neamț a făcut eforturi de organizare, iar Primăria Piatra Neamț a pus la dispoziție spațiul și logistica. Cum florile, fructele de mare și pești au nevoie de apă, municipalitatea a menținut condițiile din anii trecuți specifice unor manifestări de profil. Bălțile de pe platoul curții domnești sunt destul de mari ca să poți așeza ghivecele cu flori ca să absoarbă apa necesară supraviețuirii, venind în acest fel în sprijinul expozanților, iar băile de la toaleta publică dovedesc cât de multe progrese se fac de la o administrație la alta. La prima ploaie, o cantitate substanțială de apă s-a scurs de pe platou, și probabil la intrare în toalete vor fi puse cizme de cauciuc la dispoziția nefericiților care au nevoie de o vizită de urgență. În rest, cum știm deja, mizeria, desenele grafitii, mucegaiul și bălțile din toaletele aflate în zona subterană au rămas aceleași, doar s-au învechit și s-au mărit, probabil ca și prețurile de întreținere. Singura noutate, tot scumpă, este că scările rulante funcționează. Poți ajunge, rapid și fără efort, de la balta din pasaj la bălțile de pe platou.